Cadrele didactice oltene care au susținut examenul național de titularizare în sistemul de învățământ și-au aflat astăzi rezultatele. La nivelul județului Olt, statistica este una îmbucurătoare. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Olt, procentul de promovare este de aproximativ 60%, printre ei numărându-se și 3 cadre didactice care au obținut nota maximă. La nivelul județului Olt am avut 377 de lucrări care au rămas în competiție. Una a fost anulată, deci avem 376 de candidați care au avut lucrări la corectare. Statistic pot să vă spun că avem 50 de note sub 5, 106 note între 5 și 7, iar 220 sunt note peste 7 sau egale cu 7. Avem și 3 candidați care au obținut nota maximă, nota 10, 2 la educație fizică și 1 la educatori. După afișarea rezultatelor finale din 11 august, Inspectoratul Școlar Județean Olt va organiza o serie de ședințe publice de repartizare a candidaților pe posturile declarate vacante. Prima ședință va fi chiar a doua zi după afișarea rezultatelor finale în 12 august. Atunci, candidații care au obținut note peste 7 și se află încadrați pe un post pe perioadă determinată conform articolului 93 au posibilitatea acum să-și schimbe statutul în nedeterminată. Urmează în data de 14 august următoarea ședință publică în care vor opta pentru posturi candidații cu cele mai mari note. Pentru cele 30 de posturi pe care județul Olt le are cu viabilitate de 4 ani și vor deveni titulari. Candidații care au obținut o notă mai mare sau egală cu 7, dar nu vor ocupa un loc de titular la catedră, vor fi repartizați pe posturile întregi sau pe fracțiunile de normă disponibile.